Lăudat să fie numele Domnului! El merită toată cinstia, toată slava și toată gloria pentru că a îngăduit ca și în această seară să fim aici, în prezența lui Dumnezeu, care cunoaște fiecare inimă în parte, cunoaște fiecare frământare în parte, cunoaște fiecare suferință în parte și cred că soluția potrivită pentru fiecare persoană în parte stă în mâna lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Nouă nu ne rămâne decât să ne adunăm inima, sufletul, gândirea și să spunem suntem aici ca niște vase de cinste, nu ca niște vase de ocară. Cu niște vase cu fața în sus, Doamne, ca Tu să torni și ca niște vase cu fața în jos și unde remul să toarne pe deasupra. Ci dorim să fim niște vase cu fața în sus și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să toarne în inimile noastre. Cred că fiecare dintre noi, fiecare dintre dumneavoastră am venit în locul acesta să căpătăm ceva din partea lui Dumnezeu. Să căpătăm ceea ce poate s-a evaporat din viața noastră. Poate că am pierdut, poate că am risipit. Și dovada că suntem aici este că noi dorim să căpătăm ce am pierdut. Dumnezeu să ne ajute lucrul acesta. Poate că în anul 2020 s-a pierdut multe lucruri pe care nu ne-am băgat de seamă. Și la finalul anului 2021, la finalul anului 2020, să tragem concluzia și să ne gândim bine care este procentul acumulat cu partea spirituală înaintea lui Dumnezeu. Poate că am pierdut multe lucruri fără să ne dăm seama, dar este foarte ușor să înțelegem de ce le-am pierdut. Poate că le-am pierdut din pricina nevegherii. Psalmistul David spunea în felul următor, ziceam, voi veghea asupra gurii mele cât va sta ce rău înaintea mea ca să nu păcătuiesc cu limba. Poate că am dat lucruri de valoare pe lucruri de nimic. Este foarte ușor să înțelegem ce s-a hrănit în anul 2020. Roman, capitolul 6, versetul 16, spune în felul următor, că dacă cineva se face rob ascultării de Hristos, va deveni rob al lui Hristos. Dacă cineva se face rob ascultării de păcat, va deveni rob al păcatului. Fiecare dintre noi alegem să ascultăm de cine hrănim mai mult. Fiecare dintre noi în anul 2021, la sfârșitul anului, vom trece la cântar fiecare în parte, cum a trecut și Nebucadnețar și l-a pus și l-a găsit ușor. Cum ai vrea să fii dumneata la sfârșitul anului 2021? Când vom trece fiecare de la cântarul lui Dumnezeu, este foarte important să te gândești împreună cu mine ce ai vrea să hrănești în anul acesta. Ai vrea să hrănești partea interioară a sufletului sau să accepți să te hrănească oamenii pe afară, de afară? Oamenii de afară ne vor hrăni, dar ne vor hrăni cu lucrurile care nu ne aduc niciun fel de beneficii. Dar când te hrănește Hristos Domnul, iei în greutate și nu ești dus de vânt în stânga și în dreapta, pentru că ce investește Hristos în tine, ce accepți din partea lui Hristos în viața noastră, devii un om greu. De aceea, iubită biserică, este foarte important să ne uităm bine și să spunem, Doamne, pe cine am hrănit eu până la ora actuală? Apostolul Pavel spune în felul următor, vreau să fac binele și nu pot. Vreau să iubesc, dar nu pot. Vreau să iert, dar nu pot. Vreau să fac o milostenie, dar nu pot. Vreau să ajut, dar nu pot. Oare ne punem întrebarea de ce e foarte simplu? Nu sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci acela pe care l-am hrănit cu bunăvoie, adică păcatul. Și când hrănim prea mult păcatul, devine conducerea la păcat. Și apoi trăim o viață împărțită. Lui Dumnezeu nu-i place să trăim o viață împărțită, ci lui Dumnezeu îi place să trăim o viață sfântă, curată și plăcută. Poate că până anul 2020 am trăit o viață împărțită.
Lasă că merge și cu lumea, merge și cu Dumnezeu, nu? Accepte să hrănești doar partea spirituală care vine din mâna lui Dumnezeu, mări să fie Domnul. Două surori, Marta și Maria, au acceptat pe Iisus Hristos în viața lor, în casa lor. Și spune cuvântul Domnului că Marta era împărțită cu multă treabă, dintre care Maria și-a ales partea cea bună. Știți care a fost partea cea bună a Mariei? Spune că Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvântul lui Dumnezeu, dintre care Marta trăia o viață împărțită. Te rog, în această seară, este foarte important să nu mai trăim o viață împărțită, ci să trăim o viață după cum Dumnezeu dorește să o trăim. Și viața pe care Marta a ales-o, Maria a ales-o, a fost în felul următor, căci ea s-a așezat jos la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Locul de smerenie este cea mai plăcută lucrare. Smerenia. Și a ales partea cea mai bună și spune că Maria și-a ales partea cea mai bună, smerenia. Și după smerenie, ascultare de Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Un om care nu se smerește, nici nu se ascultă, să dezvoltă omul spiritual din om. Numai atunci când omul se smerește și ascultă de glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De aceea, iubiții Domnului, în anul 2021, am înțeles că este anul al Scripturii și este foarte important să cercetăm Sfânta Scriptură, căci a venit un om și a zis în felul următor: ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și cuvântul Domnului spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. De unde să-L cunoaștem dacă nu prin Scriptură? Cum să mergem după El dacă nu prin Scriptură? Cum să ascultăm de El dacă nu prin Scriptură și prin smerenie? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Este anul în care este foarte important să investim mai mult în noi. Este anul în care trebuie să ne oprim din unele lucruri care ne-a furat pacea, ne-a furat liniștea, ne-a furat credința, ne-a furat puterea. Și spunem: de ce? Oare pe cine am hrănit noi? De cine am ascultat noi? Iubiții Domnului, în anul care ne stă în față, la sfârșit de an, gândește-te că vei trece la cântarul lui Dumnezeu și n-ai vrea să fii găsită și găsit ușor. Fii un om cu maturitate, fii un om cu credință și fii un om care te ocupi să hrănești dar omul dinăuntru. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să stăm ridicați în picioare și aș vrea să dau citire la un verset care se găsește în Romani, capitolul 6, versetul 16, care spune în felul următor: nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire, mări să fie numele Domnului. De aceea, de ce este important să ascultăm de Domnul? Este foarte important să ascultăm de Domnul pentru că oamenii în care trăim observăm că și-au pierdut credința în promisiunile lui Dumnezeu. Din ce pricină? Pentru că nu vor să mai asculte de principiile Scripturii. Și omul când nu mai ascultă de principiile Scripturii, își pierde și nădejdea și credința în promisiunile pe care ni le-a făcut Domnul. De aceea, iubiții Domnului, haideți să intrăm în rugăciune și să spunem în felul următor: Doamne, în anul care ne stă în față, vreau să ascult doar de Tine. Vreau să ascult de cuvântul Tău. Vreau să ascult de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Am acceptat de multe ori să ascult de voce de afară, că în lumea în care trăim există multe voci străine și poate că nu mai faci deosebirea și nu mai cunoști vocea lui Dumnezeu.
este din pricina păcatului. Hristos a venit în lumea noastră să nimicească păcatul. De aceea, nu mai asculta voci străine, glasuri străine, ci ascultă vocea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne aplecăm capetele și să ne rugăm. În direcția aceasta, Doamne, vreau să ascult de Tine. Amin. Tată din ceruri, Te binecuvânt.